Domnule director, întotdeauna ne-ați obișnuit, pe noi, pe Romașcan, așa, cu rezultate deosebite la olimpiadele. De profil aici, cum stau lucrurile de data asta? Stau la fel de bine, aș spune chiar că cel mai bine din ultimii ani, deși, după cum știți, în ultimii ani am obținut foarte multe premii, anul acesta stăm și mai bine, începând din iarnă, de la concursul Emanuel Enescu la Piatra Neamț, unde am început cu 3 premii, am continuat cu olimpiada, numai puțin de 7-8 copii s-au calificat pe primele locuri, iar ceilalți se pot, datorită punctajului foarte mare, deci până în 97 de puncte, au obținut dreptul de a se duce cu o anumită taxă, asta e nou regulament al olimpiadei, și iată că mergem chiar pe data de 8 martie, deci în această săptămână, suntem prezenți la Piatra Neamț cu un lot de 14 elevi la o etapă zonală, interjudețeană, și eu sper că după această etapă putem vorbi din nou de cel puțin 12 premii pentru școala de artă. A fost până acum, de asemenea, la Iași, unde a fost concursul de pian, după cum bine știți, cei 3 copii ai noștri participați s-au întors încărcați de premii și, după cum vă spuneam, este un an într-adevăr foarte, foarte bogat în premii pentru școala noastră. Haideți să amintim așa niște maestri, niște ucenici care au performat. Da, era bine să am o listă la mine, n-aș vrea să omit din ei, că știți copiii, și n-aș vrea să omit pe niciunul, pentru că toți au muncit extraordinar de mult, e de mult și prin aceasta au adus premiile astea foarte bune școlii și mă abțin în momentul acesta să vă spun numele, vă invit într-o altă zi când am lista în față, pentru că sunt 19 copii noi am avut participanți, n-aș vrea să omit vreunul, pentru că nu vreau să-l supăr pe niciunul, pentru că a depus o muncă colosală să ajungă până la această etapă. Venim după Piatra Neamț.